Penuria de antivirale și antitermice va lua sfârșit, cel puțin asta spune Alexandru Rafila. Ministrul dă asigurări că în perioada următoare în farmacii vor fi cantități suficiente de antiinflamatorii, antitermice și antivirale. Discut mai multe despre acest subiect alături de Coralia Craier, președintele Asociației Distribuitorilor Europeni de Medicamente. Bună seara! Bună seara! Din perspectiva dumneavoastră, există în acest moment suficiente medicamente pentru gripă? Așa cum ne-a asigurat și domnul ministru, credem că da, aprovizionarea cu aceste medicamente, antiinflamatorii, antitermice, va fi restabilit. De altfel, nici nu știm dacă a existat realmente o penurie, dar este cert că numărul virozelor respiratorii a crescut și se pare că această creștere s-a coroborat cu perioada sărbătorilor, când site-urile de producție probabil că au fabricat mai puțin. Cert este că o mare parte din aceste medicamente sunt fabricate în România. Există foarte multe alternative pentru aceste antitermice, în special pentru de uz pediatric, o listă pe care și Ministerul Sănătății a publicat-o pe site-ul acestuia. Deci există alternative, aprovizionarea cu cele care au lipsit va fi restabilită. Așa cum se știe, lipsa este de aceste antitermice de uz pediatric este una la nivel european. Cauzele deja au fost descrise și către domnul ministru al sănătății, deci este vorba despre materiile prime care provin principal din China, India, este vorba de costul acestora. Doamna Craier, ministrul sănătății propune suspendarea pentru 6 luni a exportului și a notificat Comisia Europeană în acest sens, justificând că aceste medicamente sunt deficitare. Credeți că această măsură va rezolva situația? Nu. Sub nicio formă, nu este o soluție pentru problemele de fond pe care le avem în România. Situația lipsurilor medicamentelor este una ce datează dinainte de pandemie, cum am mai precizat și în dățile anterioare, dar s-a accentuat, se pare, și de la începutul pandemiei până acum. Problema este la nivelul, este vorba de prețurile medicamentelor, care evident că în România sunt stabilite la nivel de Ministerul Sănătății. Între timp însă au apărut niște scumpiri ale materiilor prime, ale excipienților. Este vorba de inflația pe care o știm că este foarte mare și aceste lucruri fac aceste medicamente nevandabile care dispar de pe piață, dar acest fenomen este unul vechi. În ce privește această restricție la export, din perspectiva noastră nu este una sub niciun fel justificată, dar în situații de criză există o breșă în Tratatul European de Funcționare, în așa numit articol 36, conform căruia exportul poate fi restricționat, însă trebuie justificat cu date cantitative clare care să arate că exportul este cauza acestor lipsuri. În această situație nu este vorba despre export, este vorba despre prețuri. Această situație trebuie rezolvată la nivel de minister și de industrie farmaceutică. Se știe această problemă. Din punctul nostru de vedere, încă o dată ne opunem unor vehement unor astfel de restricții care nu au niciun fel de justificare, și iar prețurile medicamentelor nu au loc cu nu au legătură cu distribuția paralelă de medicamente în Europa și din România. Vă mulțumesc pentru prezența la Alef News.